Eu l-am cunoscut pe George Pascu acum 20 de ani. Era un om deosebit de bun și foarte respectos. Și ultimii, acum 3 ani, am stat cu el într-o locuință în Port Mer. A fost foarte cum se cade, foarte respectos și foarte popular cu toți oamenii. Pe toți s-a ajutat cât se putea. A ajutat pe toți să se... Și pe domn Bogdan, care e aici, și pe mine m-a ținut la el 3-4 luni câteodată stăteam. Era de o calitate nemaipomenită de bună. Și eu nu o să-l zăuit toată viața mea pe domnul George Pascu. Eu țin pe el cum a fost un frate de-al meu. Dorința lui cea mare era să mai ajung o dată în România. Dar ce să facem, așa a venit moartea fulgerătoare, ne l-a luat dintre noi. A fost prietenul meu cel mai bun, foarte primitor. Noi suntem de 50 de ani prieteni. Mă înțelegeți? Cum v-ați cunoscut? Unde v-ați cunoscut? M-am cunoscut aici, în Australia, da. Vă mai aduceți aminte situația? Cum v-ați cunoscut? Mi se pare că eu eram pe vapor, că eu sunt marinar de meserie. Și ne-am întâlnit la o casă, până în San Kilda, pe undeva, unde locuia dumnealui. Și acolo... Și ce v-a plăcut la domnul Pascu? Ce v-a atras? Pe domnul Pascu, la prietenia, a fost foarte bine cu copiii. Nu e ușor să crești 7 copii, mai ales într-o țară străină. Uite, i-a crescut, i-a făcut mari. A fost păzitor, a fost mai multe, a fost și zidar, și a fost la mină de cărbun. Dacă vă aduceți aminte, cum v-ați cunoscut prima dată, în ce situație? În 1948, în Iugoslavia. Am fost într-un camp cu el, într-un timp oarecare. Ormă, ne-am întâlnit din nou în Italia, la Bagnoli, la un camp lângă Napoli. Ormă, ne-am întâlnit din nou în Australia. Cum l-ați cunoscut în Iugoslavia? Lucra la bucătărie, dacă era imposibil să nu-l cunoști. Nu? Erau mulți români acolo? Da, erau 200-300. Bine că veneau și plecau. Din camp îi trimitea la lucru și veneau înapoi, adică... Își iubea foarte mult națiunea românească, da? Da. Ce era interesant, el era unul dintre cei mai tineri din tot grupul de acolo, nu? El și cu încă unul... Câți ani avea? Cred că avea vreo 18 ani în cuninți, cred că vreo 17 ani și ceva, cam așa. Deci era Tinerel și adică la vârsta lui să aibă curajul și să treacă frontiera, nu? Pe timpul lor, era ceva de admirat. A trecut frontiera și a venit în Australia, s-a căsătorit și a făcut familie aici. Da. Incredibil. Câți copii au făcut domnule? Wow, a lăsat 7 copii, nu? 5 băieți și 2 fete. A venit singur și a lăsat o familie adică mulți. Bine educată și bine integrată, familia lui este foarte respectuos. Am zis odată că iară iau eu cuvântul, că a avut o tânără iubită, o țigancă de pe la nu știu ce cartier, era pe în București, cred că pe Colentina undeva și m-a povestit că nu îl prea lăsa părinții. Tatăl s-a omorât, nu știu, după ce s-a întors din război, a murit imediat. A zis că i-a plăcut tare mult și ar fi vrut să se căsătorească cu ea. Și din cauza asta a zis că avea numai 17 ani. Nu l-a lăsat părinții, el atunci s-a hotărât și a plecat la Arad. Și la Arad l-a prins când era să treacă frontiera și m-a zis că i-a dat oră, că era minor, i-a dat oră, nu știu, câteva ori, 6 luni de pușcărie. Dar după ce a scăpat din pușcărie, s-au pus și au plecat pe la grepă frontiera, pe la Deta, pe acolo pe unde sunt, eu vin din Banat. Pe lângă Timișoara au plecat și nu s-au mai oprit până în Australia. Și cu oamenii care îl știu, mie îmi povestea mai de multe ori că lui i-a plăcut viața, cum era ei, că el a crescut între țigani și s-a distrat întotdeauna cu mine. Și tot îmi spunea, măi Nicolae, ce frumoasă era viața în România. Băi, zice, și eu eram așa, că mai are un frate și o soră și nu știu, nepoți, îmi spunea, m-am dus cu tot dragul la ei să-i văd. Și zice, măi, eu nu o să mor acum, el a zis că o să moară după 20 de ani.
Pe dânsul, acum, prietenul lui, l-am întâlnit la un barbachiu, că totdeauna eu eram cu barbachiu, cu revelioane, cu ei și cu băiatul lui, cu oaie. Și ne distram și el tot să râdea, zice, ce bine să mă duc, dar zice, mă, eu totuși o cred că mai slăbesc puțin, dar el de vreo 9 ani cred că nu a mai putut să umblă așa bine. Deci s-a îngrășat și era obositor. Dorința lui a fost să vizitează țara. Sunt cel mai tânăr, probabil, dintre cei care îl cunosc, în sensul că de 2 ani de zile l-am cunoscut, am fost aproape permanent vizitatorul lui. Mi-a fost drag, a fost un om care știa să ajute, fapt pentru care m-a ajutat și pe mine și îi mulțumesc și îi urez drum bun pe calea veșniciei. Ileana? I know him for 20 years. He was a very, very happy man. Always he was nice with everybody. And we'll miss him very, very much. We'll miss, really we'll miss him for 100 reasons and maybe more. And as I said before, upstairs, the God will be richer than before and will be poorer than before without him. So hello. I hope that upstairs he will meet my husband. They were very good friends and we'll miss him very much. A fost un om deosebit, Nea Pascu, la început când am venit aici, că eu sunt numai de 2 ani. Tare mult așa am avut un sprijin psihic de la el, a fost un foarte bun prieten, a fost un om deosebit. Asta e părerea mea despre el. Îmi pare foarte rău că a murit. Nespus de rău îmi pare. Am fost prieten foarte bun, de familie am fost. Și cu băiatul meu, un băiat de 23 de ani. A fost un om deosebit. Era foarte fericit când ne vedea și când ajungeam la ușă știa că suntem noi. Voi sunteți, intrați, intrați, Nea Pascule! De multe ori săracul se mișca greu, umbla greu, că umbla în cârjă. Era, cred că avea problemele cu circulația la picioare și... Ce subiecte îi plăcea să discute? Ce discutați? Discutam despre toate, despre țară, ne întreba cum e la noi în țară. De toate, glumeam, vorbeam, tot felul de chestii, de amănunte, de... A povestit vreodată ceva din țară el? Da, povestea, da, și-aducea aminte de copilăria lui, era foarte încântant când povestea despre viața lui, spunea că a fost un băiat sărac acasă, spunea că a fost mai mulți frați. Odată ne-a povestit, țin minte, cu chestia când mergea să cumpere niște aluat, nu știu de unde, și cum muncea, ne povestea și... Da, deci povestea cum lucra pentru un simplu aluat care se făcea o pâine și ne povestea cum făcea mama lui gogoși din aluatul ăla și povestea multe, deci chestii de astea, despre viața lui totdeauna povestea. El locuia într-un sat undeva sau? Chiar în București, era bucureștean, da. Și părinții nu lucrau, nu aveau serviciu? De ce erau așa săraci? Erau săraci, cred că era pe vremea războiului. Aha. Și s-au întors după război și nu au mai trăit mult. Tata. Da, deci erau mai mulți frași, era pe timpul războiului și era viața grea, deci trebuia să, pentru supraviețuire să muncească toți. Chiar și pentru un aluat de pâine și pentru... Cum spunea el că făceau gogoși, ne povestea multe, mi-amintesc.